Ovinele și caprinele trebuie identificate până la împlinirea vârstei de 6 luni și oricum înainte de împlinirea acestei vârste, în cazul în care acestea sunt supuse mișcării. Circulația pe teritoriul României, inclusiv spre abatorizare, este acceptată numai dacă ovinele și caprinele sunt identificate cu crotalii electronice, înregistrate în baza națională de date și însoțite de formularele de mișcare, precum și de certificatul sanitar veterinar, certificat eliberat de medicul veterinar din localitatea de origine a animalelor. Sacrificarea mieilor și iezilor în scopul comercializării cărnii este permisă doar în abatoare autorizate sau înregistrate sanitar-veterinare. În județul Bacău sunt autorizate două abatoare situate în comunele Nicolae Bălcescu și Mănăstirea Cașin. Ovinele și tineretul ovin se pot sacrifica indiferent de vârstă pe toată perioada anului în gospodăria proprie, numai pentru consumul propriu în familie. Vor fi inspectate condițiile de prezentare pentru comercializarea animalelor vii, care vor fi însoțite de certificat sanitar-veterinar și documente de mișcare. Totodată, DSV Bacău are în vedere verificarea modului de folosire și repartiție de către administrațiile piețelor a spațiilor pentru desfacerea acestor produse. Direcția Sanitar-Veterinară Bacău va întreprinde acțiuni în piețele agroalimentare vizând verificarea documentelor de însoțire a carcaselor destinate vânzării, fișa de sănătate a animalelor, carnet de producător, certificat sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar din unitatea de sacrificare.